În noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Să-l liniști hipopotamii sub raza lunii de creștări. Președinția vrea sistem de irigații pentru grădina Palatului Cotroceni. Administrația prezidențială a lansat o cerere de ofertă pe sistemul public de licitații și este gata să plătească aproape 2,4 milioane de lei plus TVA pentru un sistem de irigații. Valoarea contractului va acoperi atât cheltuielile cu investiția, cât și organizarea șantierului. În cererea de ofertă, președinția pune drept condiție de eligibilitate ca ofertantul să nu fi fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotărâre definitivă și revocabilă pentru fraudă, corupție, spălare de bani sau activități criminale. Cum comentează însă cetățenii banii cheltuiți de administrația prezidențială, am aflat astăzi pentru Starea de Spirit. Președinția vrea să achiziționeze un sistem de irigații pentru grădina de la Palatul Cotroceni, pentru care este dispusă să plătească 2,8 milioane de lei. Ce părere aveți dumneavoastră? E o părere foarte rea. De ce? Păi agricultura e în pom. În loc să alimenteze sistemul în agricultură cu irigații, alimentează... Trebuie să arate bine grădina de la Palatul Cotroceni. Acum. Ani mai trebuie. Dom'le, e normal să se facă astfel de investiții, având în vedere că în țară nu prea merg lucrurile așa bine. Se anunță greve, se anunță proteste, se anunță disponibilizări și nu. Nu e normal. Nu e normal, uite că... De exemplu, copiii pleacă, ei mi-au plecat. Locuri de muncă, eu... S-ar putea face altceva cu acești bani, cu acești 2,8 milioane da, de lei? Da, corect, s-ar putea face. S-ar putea găsi soluții pentru sistem, pentru punctele de lucru care ar trebui. Am mai avut și noi ceva pe aceea dărâmă tot. Chimicul, termul, suntem cam un oraș mort, cum ar veni. Ca și multe altele. Da, ca și multe altele. Președinția vrea să achiziționeze un sistem de irigații pentru grădina de la Palatul Cotroceni și vrea să plătească pentru acest sistem 2,8 milioane de lei. Dumneavoastră, ce părere aveți? Da. Cum vi se pare? Mi se pare exagerată treaba, când vorba aia nu sunt bani, de pensii nu sunt bani, dar pentru să ia pe o instalație 2 milioane 800 de euro mi se pare enorm. 2 milioane 800 de lei, nu de euro. De lei? De lei? Da. 600 de mii de euro, cam pe acolo ar veni. Da, exact, cam acolo ar veni, eu știu. Păi vrea să ia și avion, vrea să ia mai multe. Trai pe banii noștri. E normal să se facă astfel de investiții? Nu e normal. De ce? Adică la noi în țară mai nimic nu prea mai merge bine. Nu merge nimic, nu vedeți, lumea n-are bani, n-are nimic și ei și parlamentarii sunt buibă. Se putea face altceva cu acești bani? Sigur, ar putea face multe, da? Astea sunt condițiile. Noi l-am ales, să rămână, mulțumesc. Președinția vrea să achiziționeze un sistem de irigații pentru grădina de la Palatul Cotroceni, pentru care vrea să plătească 2,8 milioane de lei. Cum vi se pare toată această treabă? Deci, ce vrea să facă? Un sistem de irigații pentru grădina de la Palatul Cotroceni, cu 2,8 milioane de lei. Dacă e necesar... Dacă nu sunt altceva mai bun de făcut, eu cred că sunt mai multe lucruri de făcut, așa, dar ce să vă spun, ei știu cel mai bine și chiar dacă noi zicem nu, ei tot zic da, așa că... Totuși, vi se pare normal să facă astfel de investiții, având în vedere că în țară medicii intră în grevă, transportatorii protestează, se anunță disponibilizări, chiar și de la Complexul Energetic Oltenia, de exemplu. E normal? Nu e normal. Nu este normal. Da. Se putea face altceva cu acești bani? Se putea face mult mai mult, mult mai mult. Ați văzut dumneavoastră, sunt... și medicii, da, și militari, și polițiștii, și pensionarii, toți au început să iasă în stradă, fiindcă din ce în ce e mai greu. Bani mulți pe medicamente, bani, o serie întreagă de probleme care sunt. Dar, vedeți dumneavoastră, noi zicem una și ei fac alta. Să sperăm că la alegeri va fi mai bine.